Doamnelor, domnilor, ce trăznăi ne mai... Ce trăznăi ne mai trec prin cap la Neața? N-aveți cum să nu aflați, pentru că... Bă, aveam și un speech. Aveam o postură de lider. Da. Iată-mă, regele maimuțelor. Dragii mei, astăzi vom juca office hockey. Cum se joacă office hockey? Ei bine, jucătorul nu are voie să mânuiască crosa decât dacă este așezat cu fundul pe scaunul lui de office, că de-aia zice office hockey. El poate fi dirijat și deplasat prin acțiunea de împingere de către colegul lui. Nu ai voie să pui picioarele jos, Răzvan? Nu picioarele ai voie să pui picioarele jos, Răzvan? Nu am picioarele lungi de nuțule. Ridică-te un pic pe partea aia, ridică-te. Scaunele au fost găsite undeva pe fundul unui depozit, sunt recondiționate. Așa și că dacă se rupe scaunul, ți intră tingere. Așa. Va comenta și va arbitra colegul meu, Florin. Eu voi juca împreună cu colega mea, Ramona, care, legenda spune că m-a împins de la spate câțiva oameni care erau greu de deplasat. Iar pe Răzvan îl va ajuta colegul meu, ambulanțierul Nicolaș, care are experiență în domeniu, pentru că am împins masa de ambulanță de mai multe ori. Să veniți un pic aproape, aș vrea un joc corect. Fair play, dați-vă crosele. Scuză-mă, iartă-mă. Dați-vă crosele, salutați-vă. Yes. Începem, nu vreau cu trișat, cu împins, cu provocatul adversarului, dar vreau un joc corect. După ce cade mingea odată, puteți să o loviți, o lăsați să cadă odată. Începem. Încet, încet. Iată echipa Nicolai. Foarte aproape de autogol. Du-te acolo, bate vinul de la mijloc. Ar trebui să bată corner. Ești aici? Corner pe un teren rotund. Așa? Ramona Vivace. Bun, așa dacă ești pe dreapta. Recuperează Răzvan. Răzvan și înscrie! Mi-a dat peste crosă, mă. Băi, zice, te-a lovit la crosă. Ia uite minge. Am lăsat echipa Nicolai. Am lăsat crosa moale. Iată-mă, dar nu s-o obișnui că e prea lungă. Am lăsat crosa moale. Vino tare, că nu se joacă așa. 1-0 la două goluri. Vreau să schimbăm echipele. Împing și ceilalți. Așa, da. Și eu vreau să mă simt împinsă. Lăsați mingea să cadă și... E prea ușor, nu? Robert, 1-1. Răzvan, ai dat două goluri, bravo! Da, ești minunat! Răzvan, iar recuperează, Nicolai! Ratează! Băi, Michi, dă cu capul dacă ți-o dau! Noi batem out de aici, batem out. Dai și tu, Nic! Nu mă las ăsta, tu nu vei! Echipa, Ramona ajută cu piciorul, nu de ce nu scăm cu puc? N-am putut să mă abțin, că era... Cu ce puc? Cu puc ar trebui, nu cu mingea asta de... Ești greu, că te joc încolo. Șut, ratat! Răzvan se pregătește de... Răzvan se pregătește și gol! Noi la unul vă rog să schimbați... Să schimbați împingătorul. Vrei să dai tu? Da, eu-s mai bun aici. Acum, dar greutatea va conta. Nu vrei să împingi, Nicolae? Nu, nu. Eu vreau să împing. Nicolae rămâne la împins. Uite, face mic e bun așa. Dacă nu-i musai, să vă retrageți puțin. Hai, dă-i și tu, că tu ești mai smușit. Nicolae contra Ramona, tu la a doua. Ramona, ai de apărat un gol. Tu ai de apărat un avantaj de un gol. 2-1 aveți voi. 2-1, merge mai departe. Băi, sunteți prea aproape. Mai rea, Ramona. Foarte bine, apără, Ramona! Șutează și Nicolae, apără! I'm here! Continuăm! Nu poți să-l mici pe ăsta, că e mai greu! Că nu poți să-l mici, nu poți să-l mici, că e animalul! Ramona, fii și tu aici pregătită! Mișcă-mă! Ne bat românii în jeu! Bă, te rog să fii, te rog mult! Bă, fără glume de liceu, vă rog eu. Păi, dar cine a închis piciorul după? Păi, el a închis piciorul, nu s-a închis. Uiți că nu poți să faci. Folosește-te de mâini, nu de picioare, domnul Dani. Haide. Bă, nu poți să-l mici, mă, pui mare animalul. Stai, așa, am tică, nu trebuie să mă mici pe mine. Sunteți pregătiți? Da. 3-1 pentru Răzvan și Nicolae. Împinge-mă! Nicolae recuperează din nou mingea. Nicolae se pregătește de șutat. Împinge-mă! Ramona, Ramona blochează și un șut de la Ramona! Close one. Foarte aproape. Am fost foarte aproape. Continuăm. Haide. Continuăm. Ce faci, băi?
stai calm, stai, nu te mai grăbi. Ai, nu te mai grăbi. Păi asta se duce că e tot mai omul și are 2 metri. Așa e, dar și noi avem 3 metri împreună. Ai dreptate. Echipa din stânga cere un time-out pentru niște... Da, povești așa. Niște povești tehnice. Tehnice, arbitru, da. Sunt prea aproape. Nu sunteți bine. Sunteți bine. Nu mai departe. Așa. Bă, nu pot cu asta. Ia plecați voi fiecare din fața porții ca să ajungeți. Ia treci în spate. Da. Și nu e corect. Te ajut, te ajut, te ajut. Vezi că ești aproape de ei. Aproape de ei. Și puteți pleca în 3, 2, 1... Foarte agresiv, foarte agresiv jocul. Vezi că e doi tare și mă dor mâinile astea spinute. Hai că am pregătit la curling. Am pregătit o bucurie specifică, dar noi nu dăm gol să o folosim. Avem bucuria noastră. Marș arier. Marș arier. Iar m-am curentat. 3-1. Se pare că poarta are energie. Da, aici bun. Continuăm? Cum e 3-1? Ia, e 3-1. Împingem-a! Nicolae încearcă să apare, să apere avantajul chiar cu prețul vieții. N-am avut bani. Dar a căzut șchiopul. A căzut șchiopul. Ultima, da? Hai, să dăm și noi. Ultima. Nu pot să-l împing, bă, până acolo. Auzi, ține crace sus. Vezi că dacă ai jos cu un... Dacă apeși pe ăia, nu se mai mișcă. Așa e bine? Pornim? Rămâneți atentat, Nicolae. 3, 2, 1. Și mingea asta este și mai mică. Oh! Ai! S-a încercat brucul bote. Și nu mai da tare, că o să-mi scoți dinții ăștia frumoși. Scuze-mă, da. Ultima, ultima mână. Ultima mână, dacă vreți să schimbați din nou. Nu, 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 ajunge așa, e bine așa. E un ping vagoneții ăștia. Nu prea se mișcă. Bă, nu știu dacă știți, dar nici Ramona n-are 40 de kg. Adică dar n-are 80. Ai, măgar ești. E model. E, are hai, Nicolae, dă-te în spate pentru ultima tură. În spate de tot. Poți să mă descalț? A aplatizat roțile, sunt pătrate. 3, 2, 1. Calm, cu calm nu mai îmi dau în gură. Așa, așa, dă-i, 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 diferența. Păi, asta e dansul? Păi a plecat egalitate? Nu, e 3-2. Dansul bucuriei. 3-2. Hai. Încercăm să jucăm pentru egalitate, fraternitate. Da, paternitate. Paternitate. Recunoaște. Mai spate, mai spate, mai spate, spate. Ultima care mână, 3 de. Vezi că ăsta întinde de cross repede, asta e problema ta. Dar tu ai mâinile mai lungi. 3. Mâinile lungi, dar el are picioarele. 2. 1. Răzvan recuperează. Oh, Răzvan pierde balonul. Stai că mai găsim balon acum. Ca la petanque. Ultima, ultima, ultima. Că de când zicem că e ultima. Retrage-te, retrage-te. 3, 2, 1. Haide. Împinge-mă. Să încă un autogol, nu. Nu, nu, nu. Apără, se... Haide, ce tare, bă. Stop, stop joc. Ne dăm bătuți ca de la fricul. A devenit periculos. Păi la 2 scorul. Am o rugăminte, Michi. Când mai jucăm asta, să se interzică să ne mai lovească în pucuri Răzvan. Ne-a dat la toți la puc. Ne-a dat la puc. Ne-a dat la puc. Și eu când îți pornit, îți pornit. Cine urmează program? Că eu când mă apuc de... Câștigător la puncte e echipa formată din ăștia mai... Aproape bucătarii. Mai bătrâni. Nicolas și Răzvan câștigă. Aș putea spune la scor. 3-2. 3-2. Grizonații. Grizonații. Dar Răzvan este mă, MVP. Ne urmăresc ăștia și nu mai putem, au mai putem să folosim. Sunt toți nați grammar. N-ai văzut? Da. Primești și premiu pentru goal getter. Ai dat și în poarta aia și în poarta ta. Așa peste tot. Bravo. Felicitări. Ia luați voi scaunul ăsta și duceți-l mai încolo. Duceți-vă cu el ușor așa. Mergeți. Liniștiți. Mă scuzați, la revedere. Hai că am scăpat de ăștia. Bun, mamă, și abia miercuri.